anume de strategie, ci crede că ceva ar trebui să fie complet altfel. Și are dreptate pe această temă. Vă rog. Perfect. S-ar trebui să această parte, dar... Da? Vă rog. management, propriu-zisă, strategie, dacă există propuneri, da?
Deci, unul discutăm pe avenire și încerc, da? Deci, la mare argument, în prima dată când vorbiți, să vă recomandați, îmi cunoaștem aproape toți, dar poate fi chiar toți. Ați făcut o planificare. MAP aveți textul strategiei și anexa cu măsurile preventive. Dacă dorim să mergem cu planul măsură, putem să facem asta. Dar important era la mine o să discutăm acelile de acolo, să trebuie și indicatorii de acolo. Pentru că, în baza celor, ce vom face, au de valorile funcționale, să nu monitorizare, adică de... Da, deci inclusiv la nivel de indicatori, exact, instrument. De ce să vă monitorizați pentru 6 ani? Și de către cine, dacă... Dacă o să faceți două de lucru, înainte de a începe dezbaterea, ceva să vă să răspund la întrebarea asta, ce aduce strategia asta nouă. Nu poate să aducă noi instituții și nou, o legislație nouă, pentru că am ajuns, spuneam noi, la o maturitate din acest punct de vedere, însă ceea ce putem face este să punem accent pe implementare. Acest accent îl scoatem în evidență și prin instrumentarul de măsuri preventive care se găsește în anexa la această strategie și care este în mapa dumneavoastră. Implementar care enumeră efectiv toată legislația anticorupție în vigoare, dar din păcate foarte deficitar implementată. De asemenea, se aduce strategia asta nouă, mai aduce o schimbare de abordare, spunem noi, pentru că suntem obișnuiți să așteptăm rezultate de la DNA, de la ANI, așteptăm ani de închisoare sau incompatibilități sancționate în ulterior instanță, ceea ce e foarte bine. Însă, uităm să ne uităm în instituțiile noastre, uităm să dăm valoare măsurilor administrative, uităm să dăm valoare activității postului de control și asta o să vedem în discuția ulterioară, că avem deja o analiză făcută la nivelul postului de control în faza de consultare de luat în urmă cu sală. Ori, această schimbare se poate realiza tocmai prin asumarea de către instituția problematicii integrite. Sună ciudat, însă, într-adevăr, acest lucru lipsește. La nivel de instituții, problema integrității nu este asumată mai mult de nivel de discurs public. Cu acestea am spus, propun să începem discuția. Avem Violeta? Bună dimineața, Violeta Alexandru, mă numesc de la Institutul pentru Politici Publice. Am o întrebare, ce variantă discutăm? Este cumva o variantă pe care și-a adus contribuția, a adus contribuția și celelalte ministere, respectiv autorități, pentru că teama mea, noastră, de la IPP, cel puțin, este că nu există o discuție și un punct de vedere comun între dumneavoastră autoritățile care vă propune să luptați cu corupția. Și mi se pare ușor ineficient să discutăm separat cu Ministerul, separat cu ANI, separat cu ANRMAP-ul. Ce variantă discutăm noi? O variantă pe care s-au uitat și colegii dumneavoastră și și-au adus un input, urmează după ce faceți dumneavoastră consultări cu societatea civilă. În ce stadiu suntem cu acest document și cât de eficient găsiți dumneavoastră că este acest proces de consultare în raport cu celelalte instituții și cu input-ul lor? Acest document are în spate deja 9 luni de input-uri. Primul pas a fost revenirea la o tradiție care s-a dat, care s-a dovedit a fi una pozitivă și anume auditarea independentă a strategiilor. Fost în contul 2008-2010, strategia anticorupție a beneficiat de o analiză externă. Se întâmplă și în acest caz. La data de 15 aprilie am dat numai consultările preliminare în baza unui audit independent care punta aspectele nevralgice din strategiile anterioare. Fiind de 3 luni de zile am colectat în structura a 5 platforme, inclusiv de la Ministerul Agenției Independente, Agenția Anticorupție, organizații neguvernamentale, mai administrație publică locală, și că putea mai ușor colecta contribuții, am organizat această consultare pe 5 platforme. La data de 13 septembrie am lansat acest document care a fost anterior discutat la nivelul platformelor, iar acum, la fel, sectorial, pe fiecare nivel, trecem acest document prin filtrul instituțiilor reprezentate în platformă. Deci, repet, avem o platformă a instituțiilor independente și agențiilor anticorupție, unde sunt reprezentate DNA, ANI, banele, MAP, Curtea de Conturi, CSM-ul și așa mai departe. O platformă a ministerilor care se va reuni miercuri. O platformă a instituției publice locale care s-a reunit săptămâna trecută. De aceea și aveam câteva comentarii din partea noastră, secretar de stat. Platforma organizațiilor
toate aceste zone și este trecut acum din nou prin filtrul platformelor. Deci ceea ce discutați cu noi acum a fost discutat în prealabil cu instituțiile pe care le-ați menționat dumneavoastră. De asemenea, dacă vă uitați în planul de acțiune, vedeți că în special contribuțiile anii de NEA se reflectă prin completarea totală a planului de acțiune. Așteptăm încă de la Minister, a fost o procedură scrisă, termenul a fost prorogat în săptămâna aceasta. Deci documentul va fi îmbunătățit la sfârșitul săptămânii, începând cu sfârșitul săptămânii acestea, pentru că avem toată săptămâna de toate publice. Urmând, probabil în două săptămâni, să ieșim din nou cu un document updatat, care probabil va sta iarăși pe site o perioadă de timp. Am încercat să respectăm procedura conferinței decizionale, adăugând de la noi acea perioadă de consultare preliminară despre care vorbeam în luna iulie, când s-a lovit de oarecare licență. Se pare că nu mai avem acest exercițiu față de votării politicilor publice pe dialog și pe consultare. Repet, documentul are deja, la momentul acesta, în spate, aproape 9 luni de consultare. Sper că am răspuns la întrebare. Mulțumesc, Nicule, știu, mai există încă o consultare în această săptămână, care se referă la partea, este o consultare cu magistrații din partea de reflexiune. Noi discutăm asta, voi partea ce vedeți. Profită-se de această ocazie pentru a oferi autorilor strategii, nu sunt obiectivite pe site-ul România Aforată, de a scris foarte multe lume. Evident, multe dintre ele nu sunt inputuri de la specialiști, dar unele sunt, sunt de interes, oamenii și-au văzut să se elaboreze, deci găsiți aici și o consultare la care au participat mii de persoane, populară, ce înseamnă că e tehnocratică. Bun. Să vă rog, mai există un comentariu general, mai întrebări, ce vă rog. Dacă îmi permiteți, Chestor Arion, sunt directorul general al Direcției Generale Anticorupție din Ministerul Administrației și Internelor. Un comentariu foarte general, strategia vine ca o măsură de continuitate a ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți, vine cu o platformă mult mai largă, pentru că coagulează mai multe instituții decât au fost în strategiile anterioare. Ea este rezultanta unei munci a colectivilor care au lucrat la acest document. Este binevenită și cred că față de strategia anterioară, care era foarte voluminoasă, cu termeni mai greu de înțeles, strategia actuală depășește acest măcar, este pe interesul tuturor și este mult mai sutură. Asta a fost comentariul general. Dacă îmi permiteți, vis-a-vis de obiectivul specific numărul 1. Ne regăsim aici la un punct pe care noi îl considerăm foarte important, legat de introducerea metodologiei de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților. Direcția Generală Anticorupție experimentează deja de un an de zile și a realizat acest studiu pe componentele, pe instituțiile din Ministerul Administrației și Internelor. Am realizat un document foarte voluminos în care am identificat la nivel de loc de muncă, compartiment, toate structurile, riscurile și vulnerabilitățile. Suntem deja în etapa în care facem pași pentru a limita aceste riscuri, de a elimina vulnerabilitățile. Și aceasta prin identificarea tuturor măsurilor necesare în plan legislativ, în planul administrativ și așa mai departe. Găsesc util pentru acest obiectiv ca măsura și introducerea testelor de integritate. Ca o măsură administrativă care poate determina o anumită atitudine în societate și mai ales în rândul funcționarilor publici. Testul de integritate ca măsură preventivă, finalizată cu o măsură disciplinară, eventual, la îndemâna managerilor, ca urmare a unei reglementări de ordin interior. Da, mă scuzați, poate concret ce a fi interesul să-l intervii? Adică se simulează o stare, o situație reală care se întâlnește în general
în activitatea unui funcționar public și vedem dacă își face datoria sau nu și-o face. Nu facem un scenariu tuturor. Nu tuturor. Nu tuturor. Doar acolo unde există vulnerabilități. Și vulnerabilitățile prin intermediul cetățenilor. Deci circuitul ar fi plângere de la cetățeni, da? Dacă există plângere la semnală. Am înțeles. Și dacă există, se provoacă chiar o situație, da? Înțeleg că asta e. Dar ce fac ministerele care nu au măcarul în cald noastră? Este practicată în țările din Uniunea Europeană. Ungaria a adoptat o legislație de acest gen, Polonia, Cehia, adică și cu rezultate pozitive. Numai faptul că s-ar cunoaște de existența acestor teste ar fi un fapt de descurajare. Sunt puși la dispoziție
Nu pot viza și afară până nu se dă ultima hotărâre judecătorească definitivă, care poate să dureze un an, doi, trei. Deci mi se pare mult mai eficient și mai ieftin pentru stat și pentru cetățean și contribuabil să dau afară din prima și nu să stau, să-l prind, să-l arestez, să cheltuiesc cu el tot ce înseamnă acest proces care durează ani de zile. Și el e bine mersi la locul de muncă. Eu sunt totul de acord. Există aici puncte de vedere opuse acestui punct de vedere, pentru că asta, după vorbeam, atunci se recomandă importante. Eu, Ana Radă, mă numesc, sunt secretar general la CIMA, Ministerul Educației. Am avut un caz similar, un inspector școlar general, care este are calitate de inculpat, este judecat în libertate pentru infracțiuni de corupție, a fost suspendat pe codul muncii, deci nu i s-a aplicat nicio măsură sancționatorie și instanța de judecată ne-a anulat ordinul de suspendare din funcție, pentru că încălcăm prezumția de nevinovăție, iar acum suntem puși în situația de a pune în executare o sentință executorie și să repunem în funcție o persoană care are calitate de inculpat, este trimisă în judecată pentru infracțiuni de corupție. Până în momentul în care se va investi în alta curte și se va soluționa recursul de care va declara Ministerul Educației, această persoană va ocupa funcția din inspector școlar general. Asta e cazul care e de ordine în presă? Nu, cazul care este de două ordine în presă este cazul unui alt inspector școlar general care a fost eliberat pe ordonanța 37 declarată neconstituțională, a fost pusă în executare această sentință în sensul reintegrării, dar drepturile salariale nu au fost achitate pentru că a intrat ordonanța cu eșalonarea înainte de 31 decembrie 2010. Ce putem să facem? Modificare la legea 188 sau ce putem să facem? Părerea mea este că ar trebui să privim lucrurile în două feluri diferite. Din punct de vedere, garanțiile procesuale penale nu pot fi înlăturate. Adică prezumția de nevinovăție este un drept absolut. Faptul că o persoană este trimisă în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni nu poate să permită ca acea persoană să fie suspendată în lăturate. Dar eu aș vedea și exact partea aceasta vine strategia și o funcțează. Eu cred că dacă mecanismele interioare existente la nivelul fiecare instituție, cu aceia avertizor de integritate, cu colectarea anumitor fluce care vi și arată vulnerabilități, cu o mai bună supraveghere din partea conducătorilor instituției în legătură cu felul în care subordonații domniilor lor vișii și îndeplinesc atribuțiile de serviciu, cu acele referate pe care le-am uitat să le mai facem când unul din angajați subalternii noștri greșesc. Știți că de multe ori când constați că un anumit funcționar este nepoliticos sau nu își îndeplinește atribuțiile de serviciu sau are lucrări întârziate, nu mai punem în scris lucrul acesta ca să rămână la dosarul de cadre al subalternului, ci obișnuim să spunem verbal, domnule, nu-ți faci treaba, știi, poate ar fi bine să-ți revizuiești conduita. Și ulterior, când doresc să desfaci contractul de muncă, verba acolo scripta manele, nu mai găsești nimic pe la dosarul de cadre. Poate dacă regulile acestea de prevenție în respectarea atribuțiilor de serviciu și a felului de a fi integr la locul de muncă vor veni și își vor găsi aplicabilitate, ne aflăm, ne vom afla în două situații diferite. Respectăm și prezumțiile din procedura penală și ne ducem pe o altă procedură foarte puțin utilizată, cea din codul muncii, în care angajatorul poate desface contractul de muncă pentru felul defectuos în care ți îndeplinești toate. Deși aș vrea să fac o completare, am studiat decizia Curții Constituționale care s-a pronunțat pe o excepție de neconstituționalitate a măsurii suspendării din inițiativa angajatorului, în momentul în care angajatorul este trimis în judecată pentru fapte în legătură cu serviciul, și Curtea Constituțională s-a exprimat în sensul că măsura suspendării nu este una sancționatorie. Din contră, eu, angajator, am obligația să vă
semeni a fost suspendat. Eu o sancționez. Aș avea și eu un comentariu de făcut. Dan Mihai, avocat, oferă consultanță Alianță pentru România Curată. Sigur, în calitate de avocat, tendința ar fi nu să se cu cel rău, de vizitore, o și alte probleme de acest gen. Dar eu consider că multe probleme care sunt legate de ce facem cu dosarul penal care este în curs și cu situația celui care de cele mai multe ori ajunge inculpat în legătură cu o faptă de corupție, dacă s-ar da o eficiență testului de corupție care a fost propus, după mine, în mod judicios. Se poate prevedea în lege o dispoziție, în sensul că nu constituie infracțiune, nu fapta comisă în cadrul unui test de integritate. Pentru ca să rezolvăm problema, ce facem dacă îi sancționează ceva, intră automat în penal. Nu intră automat în penal o persoană care este supusă unui test de integritate, iar acest lucru poate fi prevăzut foarte clar de legislator, ca să nu există niciun fel de problemă. Și atunci s-ar atrage răspunderea disciplinară a persoanei care a aplicat acest test de integritate. Eu zic că este pe deplin compatibil acest test de integritate și cu prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dimpotrivă, spune că atunci când o persoană este la pragul de a comite o infracțiune, primește un semnal puțin mai dur decât o condamnare penală prin faptul că o faptă care se încadrează pe tiparul unei fapte de corupție, unei infracțiuni, este sancționată administrativ ca o abatere disciplinară. Eu cred că ar avea un rol preventiv extraordinar, o asemenea prevedere extinsă la întreg cadrul legislativ, pentru că foarte puțin s-ar mai expune acestui risc și mă refer în principal la mica corupție, dacă este vorba, dar și la cea importantă. Dar rolul preventiv nu trebuie negat al acestui. Eu pur și simplu sunt mirat de ce această măsură preventivă extraordinar de eficientă din punctul meu de vedere nu este generalizată până în prezent. Dacă într-adevăr vrei să faci ceva eficient pentru a preveni corupția, eu cred că această măsură este una dintre cele mai importante. Celui care dă mită, pentru dare de mită. Și atunci este o rezultantă a existenței acestui test. Oamenii, când cineva încearcă să dea mită, denunță acest fapt, pentru că, să zicem, și prin educație, dar și prin această teamă ca cel din față să nu fie un testator. Și atunci s-au făcut 100 de dosare pentru cei care încearcă să dea mită și nu pentru funcționarul public din minister care a dezistat și a denunțat aceste fapte de corupție. Deci încurajăm desistările, atitudinea de a respinge să dea mită. Avem funcționari care au refuzat 10.000 de euro. Credeți că nu avea nevoie de acei bani? Ceva? Nu. Dar a avut tăria și săptămânal avem câte 3-4 cazuri în țară.
judecat, dar n-am dat pe nimeni afară pentru corupție. Deci nu poți să dai afară că sunt nemulțumiți cetățenii cu prestația lui. Are 10 plângeri ca oameni. Nu dai afară că e nemulțumit publicul. S-a plâns de ce funcționare. Nu se poate, nu e mai urmă. Și eventual putem să revedem capitolul ăsta de sancțiuni administrative, deci să umăm pe partea de așa și să socializăm pe toată lumea. Deci să facem un pic împreună cu, cu agenția funcționarilor publici, cu judecătorii care dau aceste lucruri, să discutăm un pic despre sancțiuni, care e partea de sancțiuni administrative. Da? Să socializăm un pic lumea în faptul că să crească rolul sancțiunii administrative și să nu mai ajungem în penal acum în problema de comportament generalizat, de fapt o anumită sumă, dar nu rentează. Dar ce spune? Am vreo doi oameni descris și acum. Da, ce am apreciat la această strategie au fost indicatorii relevanți utilizați, pentru că eu recunosc că pe vechea strategie, cu tot respectul pentru colegii de la Ministerul de Interne, am avut o problemă. Deși sunt foarte veche în sistem, eu nu am știut de unde pornesc cu strategia. Eram în situația în care trebuia să iau foarte multe măsuri administrative, dar nu reușeam să calculez și să verific în pașuri și dacă acele măsuri administrative funcționau sau nu. Mai ales că în această perioadă Ministerul Educației traversează o situație de semi-div legislativ, pentru că Legea Educației Naționale a abrogat legile care reglementau sistemul, Legea 84 și Legea 128, se aplică o parte din Legea Educației Naționale și atunci funcționăm pe bază de metodologii și măsuri tranzitorii. Este o situație foarte dificilă, mai ales că sistemul este greu, este inert și să nu uităm că implementând principiile descentralizării, unitățile de învățământ au trecut la autoritățile locale. Noi am pus, deci, directorii vor fi subordonați primăriilor și din punctul nostru de vedere este foarte important ca autoritățile locale să fie implicate în această strategie cu măsuri și obiective pe strategia națională anticorupție. Noi am introdus în regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ, spre exemplu, chestiunea cu mediație. Dacă profesorul nu are voie să motiveze elevii pe care îi are la clasă. Am introdus consilii la nivelul inspectoratelor școlare, am discutat introducerea codurilor de vară, corectarea lucrărilor în alte centre. Măsuri administrative s-au luat, dar fără implicarea autorităților locale, cel puțin pe segmentul învățământului universitar, va fi foarte greu să implementăm anumite măsuri. Aici e o discuție despre descentralizare. Nu mă vorbă, n-am putea introduce ca indicatori aici, de exemplu. Pur și simplu, număr de sancțiuni administrative pe cap de funcționari, număr de teste de integritate organizate, pe așa, pentru că dacă duci, noi am cerut, de exemplu, am cerut în mod sistematic, am văzut rapoarte de corpurile de control din toate ministerele și resortul și numărul de rapoarte dobite. Deci, de foarte multe ori am avut zero. Zero controle, zero sancțiuni. Nu e de mirare atunci când comportamentul este generalizat. Deci, domnul Nicușor Dan, real avem doamna. Nicușor Dan de la Asociația Salvați București. Două idei vreau să vă prezint. În primul rând, știm cu toții activitatea parchetului. În linii mari, activitatea curentă ei sunt sufocați de crime, violuri și tot felul de plângeri din care nu mai pot să iasă și există o direcție specializată pe anticorupție. Însă există multe segmente pe care o cercetare sistematică a parchetului ar putea să le rezolve foarte eficient. De exemplu, funcționarea administrației publice locale. Spre exemplu, în București, jumătate din documentațiile de urbanism și din autorizațiile emise sunt ilegale. Deci, dacă ar exista în cadrul parchetului un corp de 5 oameni, de 10 oameni, specializat pe autoritățile locale, și care un procuror, dacă s-ar duce în 3 săptămâni în primăriile din București și ar urmări autorizațiile de construire la care eu ca asociație nu am acces, trebuie să le cer în instanță și așa mai departe, sunt convins că în 3 săptămâni ar face 15 dosare penale în București și ar transmite un semnal către administrațiile locale din toată țara. Asta este prima idee. Și a doua idee este legată de dacă vom avea curajul să privatizăm puțin această activitate de anticorupție, în sensul că sunt extrem de multe instituții de control care nu funcționează. De exemplu, prefectul. Prefectul Municipiului București
are de 4 ori mai puține acțiuni în instanță decât Asociația Salvați București, care are buget zero. Și nu mai vorbesc că el pierde și noi câștigăm. Inspectoratul de stat în construcții și așa mai departe. O să avem curajul să, ca Ministerul Justiției, spre exemplu, să aloce, să spunem, 2 milioane de euro buget pentru asociații care să-ți dea statul în judecată? Statul și autoritățile locale. În aceeași linie, nu știu dacă e posibil, dacă codul penal și codul de procedură penală permit, însă mi se pare că în chestiunea cu care noi ne întâlnim, infracțiuni legate de monumente, parchetul mai mult ne încurcă, în sensul că trebuie să depunem o plângere, ei nu înțeleg pentru că, în fine, nu sunt specializați, stăm la rând după crime violuri și până la urmă așteptăm 2 ani ca să ne ducem în instanță și ne-ar fi mult mai simplu dacă ne-am duce noi singuri în instanța penală. Prin concurs, nu alocare directă, prin concurs de proiect. Deci asta nu mi se pare simplu, nu toată lumea are capacitatea, deci dai bună felicitație, deci mai degrabă aș sugera, ca să zic așa, coaliție semnificativă, cu toată lumea mea și coaliția respectivă și ia grantul și să facă acest oficiu permanent. Dar în sfârșit, să nu vorbim de bani care mi-au venit. Dar nu, eu nu vreau nimic. Deci la cât ești. Vă rog. Iulia Costana, de la Constanțin de Mânș în România. Cred că un element important la care merită să ne uităm și care ar merita adăugat și ca măsură în strategie este acela legat de cauza acestei ineficiențe a mecanismelor administrative. Și unele dintre motivele care stau la baza lipsei de sancțiuni administrative, reacții relativ reduse a represiunilor cu integritate, este legată pe de parte de politizarea administrației publice la nivel de funcție publică și relațiile de rudenie care există în instituțiile publice. De cele mai multe ori nu vorbim de rudenie legală, ci de rudenie spirituală, să-i spunem, căci găsim în foarte multe situații nași și timp să-ți cuprinde. Și aici ar trebui gândit un mecanism în care se reduce, în practic, tipul acesta de legături care ridică nivelul de risc și de crește vulnerabilitățile, măcar la acoperi ce fac ceilalți sau a fi mult mai tolerant în raport cu aceste încălcări, chiar și mici, cum spuneați despre neîndeplinirea, sau mă rog, când erau un număr semnificativ de sesizări din partea cetățenilor, vis-a-vis de îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu. În această situație, faptul că există o serie de relații de rudenie mai mult sau mai puțin apropiată împiedică demararea oricăror măsuri de tip administrativ. Și pentru că vorbim despre transparență și despre sugestia de indicatori, respectiv numărul de sancțiuni, săptămâna trecută am dat publicității un studiu privind transparența instanțelor, iar una dintre judecătoriile din țară ne-a spus că numărul de sancțiuni administrative pe care magistrații instanței l-a primit în decursul unui an,
instanță acum, ca să obțineți această. Sistemul de justiție penală în România este de mult mai multe ori mai eficient decât cel administrativ și dacă vorbim în cifre, avem numai la comparație de DNA și sistem administrativ. DNA a trimis în judecată de 937 de persoane, pe cum la nivel național anul trecut au fost comutăți 350 de sancțiuni disciplinare. Cred că pot spune fără să supăr pe nimeni că nu există așa responsabilitate cu plăcere. Sau s-ar putea să supăr. Dar aici este reacționat. Am vorbit de o oră și ne-am învârtit tot în jurul subiectului de răspundere penale, din păcate. Și aici este instituție clară care ar trebui să facă asta, dar nu să revin la cazul ăsta de la educație, de exemplu. Tribunalul rog ai primit cu judica. Și trebuie să vedem cine face. Să face cu strategia generală sau cerem fiecărui sector să-și facă substanță. Îl facem cu strategia așa sau cerem fiecărui sector. Deci la educație nu există. Deci așa a fost conceput în acest moment sistemul, că nu e clar la cine te plângi. Deci de două zile sau de trei zile scrie lumea pe România curată, oameni care se duc în această nouă formă de concurs universitar, corespund la toate standardele și pierd în mod sistematic, câștigă toate universitățile, oamenii care nu corespund noilor condiții introduse. Da? De concurs, în acelea ar trebui să ne arătăm. Ei fac apel la Senat, am văzut. E foarte interesant că ai mecanismul de regres. Fac apel la Senat, Senatul, să fim serioși, face parte tot din Ministerul și Mendoza Universitar, să vă alegi un alt Senat, dar deocamdată concursurile astea să țin de Senatul. Cine are dreptul să intervină? Am văzut că lumea scris, scrisori deschise, Ministerul Educației, eu nu cred că Ministerul Educației poate să meargă în Universitatea din București, la Facultatea de Filozofie, să le spună lor pe cine vor să aleagă. Și asta a ieșit din lucru, a ieșit că, de fapt, nu e nimeni să se amestece în universități, din cele două evaluări ale noastre, absolut deloc. Și la fel sunt studii internaționale multe care arată că descentralizarea duce la creșterea corupției în momentul în care nu creezi un mecanism de control la fiecare din noile trepte la care dai puteri, care să nu dai tot acolo. Deci dacă primarul va fi cel care va controla școala și tot primarul va fi cel care așa, nu va ieși absolut nimic. Dar aici este, cum zic, este o reformă instituțională determinată și fost făcută. Cine propune să reformă? Mai strategie. Sau Ministerul Educației își completează instrumentele. Ministerul Educației are aprobat un proiect care urmează să se implementeze, este vorba de o strategie sectorială anticorupție pe educație, în ceea ce privește universitățile. Principiul autonomie universitare, nici pe vechea lege, Ministerul Educației nu putea să intervine în organizarea concursurilor, există și există și acum NACU, care se pronunță numai pe evaluare din punct de vedere al activității științifice, ulterior susținerii examenelor de conferențiare pe profesor universitar la nivelul instituției de învățământ superior. În ceea ce privește preuniversitarul, lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că, așa cum bine știți, a schimbat inclusiv componența Consiliului de Administrație al Universităților de Învățământ. Dacă pe vechea legislație erau peste 50% cadre didactice, acum Consiliul de Administrație este compus cu peste 50% din reprezentanți, inclusiv ai societății civile, organizații non-guvernamentale, reprezentanțe primărilor. Va depinde foarte mult acum de metodologiile pe care le emitem. Noi încercăm să menținem, din punct de vedere curricular și metodologic, pârghii de control de ceea ce se întâmplă în universitățile de învățământ, dar, din punct de vedere financiar și administrativ, din păcate, cele mai importante pârghii din Ministerul Educației și Siguranță în România. Dar ce până acum le avea, eu am vizitat omul care era la formul nostru de control, era un biet, om singur, scufundat în gârdii, un singur birou, nu avea nicio șansă. Corpul ăla de control să se controleze pe cineva. Corpul de control al ministrului. Corpul de control al ministrului este o direcție, este organizată la nivel de direcție și este o direcție formată din profesioniști foarte deci în sistem. Niciodată corpul de control al ministrului nu a fost format dintr-un singur om. Și ăla domnul care l-a văzut era șeful acestui chestie, dar mi s-a părut că avea foarte puțin mijloace, presupun că ar fi avut voință. Nu. Și fără să vreau să-mi laud colegii, pentru că știți, Italia a solicitat Comisiei Europene derogarea de la aplicarea Directivei 36 cea cu recunoașterea diplomelor. Corpul de control al ministrului a efectuat verificări la toate facultățile de medicină și de farmacie din țară. Au fost dispuse măsuri foarte dure, au fost anulate diplome, corpul de control își face treaba și o să fie foarte bine. Și nu ați întâlnit și corpul ăsta de control, dar puteți lăsa soluția și o să existați niște atribuții manuale? Este o soluție și aceasta, este o soluție și întâlnirea
face la concurs, la fiecare inspectorat avem câte un auditor, avem câte un consilier juridic. Un auditor intern. Da. Intern, nu intern. Auditul semna la impact acest aspect, la educație, la sănătate, atât corpurile de control cât și sistemele de audit sunt importante din punct de vedere al personalului. De fapt, au stat și un impostul, au controlat de mine. Și construcția lor este atât de largă și e foarte greu să-și acopere. Și un audit extern este de neconjugut pentru că are un blocat de fonduri care ar trebui să facă acest lucru. Ușor, ușor, asta trebuie să ne vină, în mod practic, însă este greu să-i vedeți. Ștefan Blaston este numele meu, sunt președintele Asociației de Cer, membru fondator, Asociației membru fondator a României Curate, am participat la Coaliția pentru Universități Curate, am fost deja la catedră, sunt profesor și dintre care propusă și am director. Am să mă refer la implementarea strategiei, respectiv la măsura de luarea de programe educative destinate tinerilor, în special la nivelul școlilor, liceilor și facultăților. Am să mă raportez la patru paliere. În primul rând, în școli, în preuniversitar, dar și în universitar, exemplul personal este decisiv, pentru că la elevi nu poți să mergi la copii, nu poți să mergi să faci ce zice popa, nu ce face popa. Asta poate merge la ceilalți, la copii. Exemplul personal al dirigintelui, al educatorului, al învățătorului este decisiv. Vă imaginați ce impact și devastator poate să aibă când copiii mici în casa întâi așa le poți că după aia am auzit-o. Cutărica a luat premiul întâi pentru că părinții au făcut cadou o brățară de aur doar. Îi povestesc în trei, pentru că părinții fac și prostia să vorbesc în fața copilului și care la școală povestește mai departe. Sau când dirigintea zice, ai copii să strângem bani de 1 martie, să luăm cadouri la profesor, că na, vine acum examenul de admitere la liceu și ne trebuie de 1 martie. Sau la bacalaureat, hai să strângem bani pentru protocol, că așa de ceva. De aici pornește formarea caracterului. Știți că la copii, exact până în 13-17 ani, se tot formează caracterul, pentru că dacă ei văd la școală ce se întâmplă în maniera asta, slabe speranțe să aibă un comportament civic normal mai târziu. Acum, e posibil să schimbăm comportamentul acesta al unor sute de mii de cadre didactice care cresc într-o mentalitate.